Cu ocazia viitoarelor alegerilor locale în sala plină a Casei de Cultură din Bor, în data de 27 februarie 2018, a avut loc convenția finală a coaliției Noi sau Ei, Uniți pentru Bor. Kandidati odborničke grupe Ujedinjeni za Bor su Svetlana Anđelković, Dragan Marković, Predrag Balašević, Olivera Lazarević, Srđan Marjanović, Igor Janković, Goran Golubović, Snežana Micevski-Tasov, Dragana Živković-Obradović, Velimir Pejčić, Bojana Radosavljević, Predrag Kračunović, Saša Radulović, Dragoljub Jović, Zorica Jeftović, Nenad Stojanović, Boban Dumitrović, Dragana Trutić, Dejan Ilić, Milena Popović, Vojislav Zlatković, Momir Makulović, Nada Gudurić, Rade Anđelić, Danijela Kostić, Petar Jovanović, Janko Kostić, Jovica Ursulović, Verica Mihajlović, Radiša Todorović, Marko Milovanović,
Danijela Njaculović. Dragoslav Vajkić. Dejan Krajinović. I Aleksandra Anđelković. Întâlnirea a fost deschisă de către profesor Svetlana Anđelković, prima pelista, ca reprezentantul Partidului Democrat, care a atras atenția asupra condițiilor rele în care se află sistemul de învățământ în Serbia și poziția nemulțumită a cadrelor didactice asupra căror directori școlilor pun presiune ca să dau singur vot. Dobro veče. Večeras je trebalo da govorimo o užasnom stanju u obrazovnim ustanovama u našoj opštini, o učionicama koje nisu građene 30 godina, o nameštaju koji nije menjan isto toliko, o lošim uslovima u kojima mi radimo jer nam opština ne pomaže da se stručno usavršavamo, da pohađamo seminare i postignemo što bolje kvalitete u radu. Dr. Predrag Balašević s-a adresat prezenților în numele Partidului Neamului Românesc cu cuvintele "Deja am câștigat", referindu-se la încercările Partidului Adversativ să saboteze această convenție. El a adăugat că guvernul actual va fi trimis în istorie în data de 4 martie și a invitat pe toată lumea să voteze. Evo, lagano privodimo kraju naše predizborne aktivnosti koje će se završiti 4. martie, 20 часова. Vom câștiga convinși că se poate mai bine, cu mai mult curaj și mai diferent, a afirmat titularul listei, inginer licențiat Dragan Marković, spunând că această coaliție nu le va minți pe cetățeni așa cum face guvernul actual, nu va scăpa de oarecare adevăr, nu va interzice medii în care, ca și în televiziunea BOR privatizată în mod ridicol, nu există cei care gândesc altfel. I da 4. martie, zajedno, mi i vi, poštovani sugrađani, smenimo ovu bahatu vlast. Printre vorbitori s-a aflat și Radiša Todorović din Partidul Democrat al Serbiei, ca reprezentant pensionarilor, Goran Golubović, reprezentant Mișcări împreună pentru Serbia, Snežana Micevski-Tasov, în numele Mișcării ai cetățenilor liberi, Miloš Stojadinović, membru Comitetului Executiv al Partidului Democrat pentru Serbia de Est și președintele Consiliului Principal al Partidului Democrat din Zaječar, precum și Nenad Stojanović, în numele grupei inginerilor TIR. În convenție au luat parte și invitat special din Belgrad, Saša Janković, președintele Mișcării ai cetățenilor liberi, care le-a reamintit pe oameni din BOR că ei sunt cei care trebuie să salveze orașul lor și să ajute Serbiei să vadă mai bine și să nu mai tremure în fața de această gașcă insolentă. Ianco Baniac, membru Consiliului Politic al Mișcării Cetățenilor Liberi, dramaturg și regizor cunoscut, s-a adresat prezenților spunând că simte energia pozitivă în sala și a subliniat că faptul că coaliția voastră s-a unit este pur și simplu o dovadă că diferențele ideologice sunt nimic față de răul care se află la putere. Și a spus în continuare că alegerile din BOR sunt la fel de importante ca cele din Belgrad. Nostrul celebru dramaturg și scenarist Siniša Kovačević și-a exprimat admirația pentru că această coaliție a recunoscut pericol din partea guvernului și a scos în evidență că fiecare cetățean trebuie să-și apere libertatea. Lista Noi sau Ei Uniți pentru BOR a unit reprezentanți de 6 partide politice, ceea ce reprezintă o curiozitate. Această listă a blocului opozițional va conține pe toți 35 de candidați consilieri pentru alegerile locale din BOR, în data de 4 martie, și este compusă din Partidul Democrat, Partidul Popular, Partidul Neamului Românesc, Partidul Democrat al Serbiei, Împreună pentru Serbia, Mișcarea Cetățenilor Liberi și Partidul Social Democrat. Această grupație politică unită se va afla sub numărul 3 pe lista electorală.